România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educație financiară. Indicatorul care măsoară această componentă este de 21% în țara noastră, în timp ce în Bulgaria acesta e de 35%, iar în alte țări din vestul Europei este de 54%. Bazele educației financiare se pun din copilărie, de acasă sau chiar de la grădiniță și școală, spun specialiștii. O profesoară din Cluj-Napoca a decis să îi învețe pe copiii de clasa a 5-a, cărora le este și dirigintă, cum să își gestioneze banii, dar îi învață și termenii de bază care țin de economie, așa că a dedicat întreaga săptămână altfel educației financiare. A ținut cursuri practice cu elevii despre ce înseamnă banii, economiile, profitul sau investițiile și a apelat și la alți specialiști care să stea de vorbă cu tinerii. De pildă, într-una din zile, elevii au vizitat un hotel și au discutat cu managerul unității despre cum se fac bani în industria hotelieră, dar și despre abilitățile pe care trebuie să le aibă un angajat din acest domeniu. Haideți să vedem cum a decurs una dintre lecțiile de educație financiară ale clasei a 5-a B de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu din Cluj-Napoca. De exemplu, subvenire, dacă este în oraș. Care e produsul principal? Produsul principal. Da, camera, perfect. Deci, vânzătorul vinde camera. Într-o discuție relaxată despre servicii, responsabilități, bani și comunicare, elevii au învățat ce se întâmplă într-un hotel și care sunt atribuțiile fiecărui angajat, de la portar și cameristă până la manager și director financiar. Iar exercițiul practic, în teren, a venit după câteva zile de învățat intens în clasă despre ce înseamnă domeniul financiar. Am insistat foarte mult pe a face diferența între nevoi și dorințe și după ce am stabilit foarte clar ieri, cred că le-am aprofundat foarte bine și deja știau să facă diferența între nevoi și dorințe, să venim într-un cadru în care putem să vedem ce înseamnă clar nevoia și ce înseamnă dorința. Astăzi am auzit că au fost întrebați dacă ei își doresc pe viitor să fie angajați, ceea ce presupune deja aprofundarea și consolidarea cunoștințelor, pentru că ieri, în cadrul orei de educație financiară, m-au întrebat mulți dintre ei ce înseamnă venituri. Și am spus că veniturile sunt acele salarii ale părinților care, cu ajutorul cărora ei plătesc facturi, le plătesc lor diverse nevoi. Și astăzi, venind aici, am văzut că deja s-a concretizat foarte bine diferența între nevoie și dorință. Copiii au prins rapid cum stă treaba cu economiile și cum se adună banii în pușculița de acasă. Poți să-mi spui ce înseamnă a economisi? A economisi înseamnă când ai un scop anumit și ai o anumită sumă de bani și tu vrei să-i strângi pe un punct fix, care nu vrei să-l schimbi. Tu economisești? Da. Ai o pușculiță sau ai un card de economii sau cum economisești tu? Într-o pușculiță. Până acum ce sumă ai? Depinde, i-am cheltuit pe toți pe o perică de Adidas, așa cum am vreo 20 de lei. La ce ne ajută banii? Pentru a ne împlini visele, să spunem, sau lucrurile care ne trebuie obligatoriu. De unde îți obții tu banii, să zic așa, acum? Din alocații și din ce mai dă bunicii. Poți să spui definiția profitului? Păi mai întâi, profitul este cu cât ești pe plus dacă investești ceva. De pildă, investesc 500 de lei, nu știu, în orice și vreau să-l vând cu mai mult, dar am recondiționat și practic mai bun decât în condiția în care l-am cumpărat. Ceva ce ai investit tu, un lucru în care ai investit, ai investit 500 de lei și vinzi lucrul respectiv cu 700 de lei. Păi da. Și care e profitul tău? De 200 de lei. Vizita într-un hotel i-a ajutat pe copii să-și sedimenteze informațiile primite în sala de clasă, iar pentru gazde a fost o oportunitate de recrutare de personal pe termen lung, mai ales că în ultimii ani România se confruntă cu o criză acută a forței de muncă. Recrutăm în permanență, identificăm valori în permanență și începem această identificare de valori încă din anii de liceu, pentru că în cei ani de liceu sunt practic acele perioade în care omul își formează
o înclinație spre anumită meserie. Cu cât arăți mai multor persoane meseria, s-ar putea să ai o plajă de selecție mai mare pe viitor. Bineînțeles, ne ocupăm în permanență acest lucru. Avem colaborări cu licee, cu facultăți, cu organizatori de cursuri de specialitate. Suntem deschiși la astfel de prezentări pentru că niciodată nu știi când inspir pe cineva care dorește ulterior să se dedice acestei meserii. Săptămâna de educație financiară s-a încheiat pentru elevii clasei a 5-a B de la școala gimnazială Liviu Rebreanu cu o excursie în care copiii au fost provocați să-și gestioneze inteligent bugetul primit de la părinți pentru o zi de relaxare.